Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi, Dumnezeul lui Israel. Iubiți credincioși, pentru cei care ați fost ieri la biserică, ați auzit că biserica în salga sa de sfinți are și acel mărgăritar ce se cheamă Ceata Mucenicilor. Deci cei care își varsă sângele până la desăvârșirea în duh a credinței și apărarea cu însuși viața personală. A doua categorie, ca să spunem, pe care biserica o sărbătorește astăzi și despre care prea puțin se știe și prea mult se vede, dar nu se înțelege, este și ceata cuvioșilor. În primul rând, ce înseamnă cuvios? Înseamnă cu cernul. Ce înseamnă cuvios? Înseamnă desăvârșit. Ce înseamnă cuvios? Înseamnă spre sfințenie. Acest Sfânt Dimitrie Basarabov sau Dimitrie cel Nou, pe care biserica l-a rânduit să fie prăznuit la 27 octombrie, deci imediat după Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, este Sfântul care a trăit undeva în zona Bulgariei, deci la sud de Dunăre, în satul Basarabov, și el, având o viață săracă, deci fiind mai sărac din familie, a fost păstorul vitelor satului. Deci el era la cireada satului un fel de slugă. Dar în același timp, nu orice fel de slugă, după cum și cuvântul Evangheliei învață. Cel ce lasă oile și fuge, nu este păstor, este năimit, și lupul vine și sfâșie oile. Ei, această slugă a lui Hristos, care era și sluga satului, pentru că el a înțeles că dacă vrei să fii mare, să fii sluga tuturor, iar dacă vrei să fii întâi, să fii tuturor slujitor, era în același timp și un desăvârșit credincios, prin viața morală și cuvincioasă pe care o ducea. De obicei să știe că la stână sau la strungă sau la cârdul satului, acolo se înjură și se vorbește tot felul de urgii și de mizerii, exact cum este, zice, bă, cred că e văcar. Ei, iată că acest văcar a fost un văcar mai desăvârșit, un om cu frica lui Dumnezeu, pe care oamenii din sat cu adevărat l-au încredințat să fie păstorul acestor dobitoace, care și ele, la rândul lor, sunt în slujba oamenilor, după cum spune prorocul David la Psalm. Și în același timp a rânduit ca dintr-o smerenie cea adâncă să ajungă la desăvârșirea cea înaltă a sfințeniei. Cu timpul și îmbătrânind, neluând jugul căsătoriei sau taina cununiei, s-a retras într-o peșteră undeva în preajma unei mănăstiri, unde sub ascultarea unui alt stareț și povățuitor vestit a luat schima monahală, adică a intrat la tunderea în monahism, slujind lui Hristos într-o desăvârșire. Și aici, pentru că este, să spunem, un scurt prilej, un scurt moment, deci trebuie să spunem, deci trebuie să știm și să cunoaștem că îmbrățișarea vieții monahale nu este un loc de refugiu. Deci nu vin la mănăstire că nu am ce mânca, nu vin la mănăstire că nu am cu ce mă îmbrăca, sau nu vin la mănăstire că nu am ce face în lume, sau sunt inutil societății. Atâta timp cât ești inutil societății, ești inutil și mănăstirii. Deci mănăstirea nu este un azil de bătrâni, sau în același timp mănăstirea nu este un azil de nebuni. Mănăstirea este un loc de desăvârșire creștină, unde creștinii, atunci când vin să asculte slujbele, sau vin să asculte o rugăciune, sau vin să plătească un pomelnic, sau vin să se roage în taină pentru păcatele și neputințele și suferințele pe care le au în viața personală sau familială, trebuie să găsească acolo oameni serioși, dacă vreți să spunem, sau cu buna cucernicie, și în același timp oameni competenți și capabili de a sta în discuție sau de a sta în sfătuire cu necazurile și cu greutățile lor. Că dacă vin să se întâlnească cu bețivi sau cu refugiați sau cu pușcăriași sau cu condamnați care s-au retras la viața mănăstirească, că este mai ușor de trăit, atunci problema se complică. Deci biserica începe să devină adunătură de gunoaie. Deci viața monahală nu este un loc de depozitare a rezidurilor sociale. Deci nu este un loc unde merg ipotențe și neputincioși. V-am mai spus eu încă o dată, bolnavi, șchiopii, orbi, chiorii, ci este un loc unde se duc cei care într-adevăr simt în inima lor chemarea lui Dumnezeu, sau în același timp, uneori se pune o întrebare banală de toți, zice, ce v-a determinat să mergeți la mănăstire? Întreabă-L pe Dumnezeu.
Dar cum v-ați hotărât? Întreabă-L pe Dumnezeu. Dar cum ați ajuns? Întreabă-L pe Dumnezeu. Deci nimeni nu poate să-și dea o explicație concretă de ce a ajuns totuși la mănăstire, pentru că explicația este foarte categorică. Nu pot să vină sau să stea oricare. Deci nu pot să vină cei care nu au habar, adică nu au oarecare simțământ religios și în același timp nu este cultivată starea sufletească spre așa ceva. Că altfel ar fi foarte ușor să mergi pe stradă la un interviu și să racolezi tineri frumoși, deștepți, intelectuali și să spui, n-ați vrea să veniți la mănăstire? Și el să-ți răspunde foarte candid. Sigur că da. Ei, această chemare este fără drept de apel și în același timp este fără drept de sfătuire. Fiecare vine după inima lui și chemarea lui și vine și slujește lui Dumnezeu în ce? În nevinovăția și în sinceritatea inimii lui, în ascultarea desăvârșită, în primul rând, de poruncile lui Dumnezeu și, cum spunea Arhimandritul Sofronie, foarte frumos, deci, atât starețul trebuie să ajungă la acea impunere spirituală, încât nu voia lui să fie voia ascultării, ci voia lui Dumnezeu, iar călugărul, la fel, într-o voia spirituală, să păzească porunca lui Dumnezeu și nu porunca oamenilor. Adică este ușor a ne pune porunci sau legi, cum spunea și Mântuitorul celor din Vechiul Testament, vă spălați mâinile, aveți datina bătrânilor, dați zeciuiala, dar voi sunteți morminte văruite. Adică mănăstirea nu rămâne la un ritual care se menajează la un simplu regulament monahal făcut din 3 articole sau 7 legi care n-au nicio valoare. Legea sau articolul monahal este dragostea desăvârșită de Dumnezeu. În primul rând, tu când vii să slujești lui Dumnezeu, depășești starea socială și intri în starea Duhului. Articolul acela lumesc rămâne doar o literă în care cel care n-are tangență cu mănăstirea să poți să îl citești și să-l vadă, să-l înțeleagă că acolo nu se vor strânge fumători sau bețivi sau curvari sau hoți sau bandiți care să încurce rostul sau, cum să spunem, popor, să încurce ploile. Deci pentru acela îi citești regulamentul. Cel care are consimțământul religios sănătos, intelectul dezvoltat, de ce vreau să spun de intelectul dezvoltat, în același timp, deci biserica sau mănăstirea nu poate să găzduiască, deci nu poate să găzduiască oamenii bolnavi psihic. Aceștia se tratează în spitalele de neuropsihiatrie. Deci nu stai la mănăstire să începi să te grijești de nebuni. Aceștia își au locul lor și rostul lor. Iar dacă sunt nebuni pentru Hristos, atunci își iau plata nebuniei pentru Hristos. Ei, trecând ușor mai departe, deci viața și nevoința monahală, pe care și Sfântul Cuvios Dimitrie a parcurs-o, a avut suficiente, ca să spunem, lucrări ale satanii care să-l împiedice de la viața înaltă și a avut și suficiente binefacere ale Harului și Duhului Sfânt care s-au revărsat din destul asupra lui. De ce spun acest lucru? Pentru că dorind să trăiască în autenticitate și smerenie, deci n-a vrut să iasă, să-și facă, ca să spunem într-un cuvânt mai popular, oarecare firmă, ci a stat acolo în peștera lui, nepunându-și indicatoare, nepunându-și, cum să spun eu, semne, veniți, uite aici la noi să fac minuni, uite aici la noi să varsă Duhul Sfânt, uite aici la noi să învie draci, să scot morții și așa mai departe. Ci invers, să scot draci și să învie morții. Deci a stat ascuns în anonimatul lui până ce a simțit că îi se apropie sfârșitul. Iar socotind că îi se apropie sfârșitul, s-a apropiat de un râu ce se numea al omului, ca orice râu, cum ar fi Nicolina sau Bahlui, și s-a ascuns între două pietre mari, unde dându-și Duhul în mâna lui Hristos, trupul i-a rămas acolo între acele două pietre, multă vreme trecând apa peste prundișul respectiv, iar când Dumnezeu a socotit de cuvință că merită să fie descoperite moaștele sfinților, și aici din nou facem o mică paranteză, deci sunt sfinți cu moaște, adică trupuri întregi neputrezite, ceea ce se vede astăzi la cuvioasa Parascheva acoperit, se acoperă pentru că oamenii sunt foarte bine credincioși și tot timpul au tendința de a ciupi și vă închipuiți că de 300 de ani n-ar mai fi rămas nimic în raclă. Apoi Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, care la fel, dacă n-ar fi fost acoperit, n-ar mai fi rămas nimic în raclă. Și apoi alți sfinți, chiar și Dimitrie Basarabova, cărui mână se vede întreagă prin sticla de la racla de cine merge să se închine la Catedrala Patriarhală în București,
La fel care dacă n-ar fi acoperit, sigur că omul este tentat să ciupească, să zgârie, să rupă și să ia. Ei, în Rusia pravoslavnică, deci numai la deal peste gard la stăpânii noștri de mai demult, acolo la Lavra Pecerska sunt moaște întregi, deci oameni întregi puși în sicrie de, în sicrie de lemn frumos usturite cu cristal deasupra și se văd întregi cum dorm în haine arhierești, în haine călugărești, în haine preoțești, fiecare de rangul și gradul pe care l-a avut și nevoința pe care a avut-o. Deci acolo sunt la vedere, dar nu ai voie să pui mâna pe ei să te atingi, fiindcă sunt protejați de acele capace din cristal. Ei, acest sfânt a stat acolo între cele două pietre, neprotejat de nimeni și neascuns de nimeni, ci doar de voia Bunului Dumnezeu. Și când a fost vremea ca să se descopere, deci acest sfânt cu moaște, a venit o apă mare întâi de toate și a rupt pietrele și trupul a rămas în apă. Deci sfintele moaște stăteau în apă ca un bolovan pe fundul râului. Dar un om care avea o fică îndrăcită și era bine credincios și se ruga lui Dumnezeu, a avut și acea fică un vis în care sfântul i s-a arătat, deci copiii care sunt curați și nevinovați, zice, spune-i tatălui tău că eu sunt Sfântul Dimitrie. Trupul meu este în cutare loc în apă, de el va scoate și tu te vei atinge de el, te vei face sănătoasă. Și bineînțeles că fiica i-a povestit tatălui său acea vedenie, s-au dus cu preoții respectiv din zona respectivă și într-adevăr au găsit sfintele moaște în apa râului, le-au luat, le-au pus în biserica din Basarabov, de acolo din satul Basarab, unde mai târziu, deci trecând războiul ruso-turc, un general oarecare a încercat să le trimită în țara sa. Ei sunt foarte evlavioși și credincioși în aceste probleme legate de spiritualitate, legate de sfințenie, de sfinte moaște, de cultul icoanelor și așa mai departe. Dar un Hagi Dumitru, un negustor credincios și cinstit, l-a rugat, zice, destulă pagubă în țara românească, zice, cu războiul care s-a făcut, dăruiți-le țării românești. Și a avut îndrăzneală la Dumnezeu și cererea a fost ascultată, pentru că la 1773, mitropolitul Grigore, pentru că pe atunci nu era patriarhia autocefală cum este astăzi, sunt doar 70 de ani de autocefalie și asta era 100 și ceva, aproape 2 de ani în urmă, iată că ajung Sfintele Moaște în mărita catedrală patriarhală a Bucureștiului, pe atunci Mitropolia Ungrovlahiei, unde până astăzi, așa cum cuvioasa Parascheva este ocrotitoarea întregii Moldovei și Sfântul Cuvios Dimitre cel Nou Basarabov este păstorul, dacă vreți, și păzitorul și proniatorul Arhiepiscopiei Bucureștilor. Și se spune în tradiția creștină că atunci când Ceaușescu a vrut să dărâme catedrala patriarhală, i-a venit și sfârșitul. Adică Sfântul Cuvios Dimitre a dat un telefon la Dumnezeu și i-a spus, vezi că ai un nebun care și-a depășit limitele. Și atunci, sigur, a urmat acea mișcare din 89, care s-a săvârșit și cu terminarea acestei dictaturi, să spunem, ateiste, că comuniști toți sunt. La care Sfântul Dimitre stă patron al Bucureștilor, nu un tron de domnie, nu un tron arhieresc, ci ca un cuvios merit și cinstit în racla acoperită din argint din catedrala patriarhală, unde orice om bolnav, supărat, amărât, întristat, plin de necazuri, vine și se închină cu credință și primește har și mântuire și binecuvântare, precum și cuvioasa Parascheva de la Iași mângâie întregul ținut al Moldovei până în hotarele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, până în hotarele lui Iosif de la Partoș, până în hotarele Filofteei de la Argeș, până în hotarele lui Grigore de Capolitul de la Bistrița Olteană, până în hotarele Craiovei la Tatiana de la Craiova și așa mai departe, deci a tuturor sfinților ocrotitori ai țării noastre. Ceea ce rămâne însă important, care este calea ce ne duce la sfințenie? În primul rând, calea care duce la sfințenie este calea smereniei. Am citit noi și prin Filocale, am citit prin toate cărțile de viețile sfinților, literatură spirituală, literatură patristică, dar ceea ce n-am înțeles noi și ceea ce de fapt n-am înțeles și nu vom înțelege, este un lucru. Smerenia nu este o definiție. Smerenia după Sfântul, din Filocalea 6, după Sfântul Nichita Stiac 7, spune așa, nu constă, spune acest Sfânt, nu constă în semne exterioare. Adică,
Un om nu este smerit dacă merge cu capul în jos. Este viclean și prefăcut. Un om nu este smerit dacă îmblă cu hainele murdare. Filocalia 6, altă filocalie, pagina 266, undeva un verset, un capăt 11. Zice, smerenia nu constă în jegoșenia hainelor sau în plecarea grumazului sau a pletelor soioase, adică a părului nespălat, ci constă în Duhul lui Dumnezeu, inima înfrântă și smerită, adică inima bună și caldă. După alți sfinți și în continuare, deci după sfinții, să spunem, patristici, smerenia este întotdeauna o autenticitate a adevărului. Atunci când un om vrea să cunoască dacă este smerit și vrei să cunoști că într-adevăr un om are smerenie, nu te iei nici după vorbele lui, nu te iei nici după hainele lui, nu te iei nici după mersul lui, nu te iei nici după comportamentul lui, ci după cuvântul lui. Spune așa Ioan Evanghelistul în capătul Evangheliei de la Ioan. Dumnezeu era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu. Dacă omul nu mai are cuvânt în ceea ce își propune și în ceea ce își face și în ceea ce își lucrează pentru sufletul său, nu-l are nici pe Dumnezeu și neavând pe Dumnezeu n-ai smerenie. Deci dracii nu au smerenie, deși sunt creați de Dumnezeu și au fost îngeri luminați, iar prin lipsa smereniei s-au transformat în draci. Ei, la fel și omul, atâta timp cât el promite la botez că pune început bun și să leapădă de satana și de toate lucrurile lui, prin nașul care îl ține în brață și mai târziu, prin gura lui, ca creștin, când merge și se împărtășește, nu voi spune vrăjmașilor tăi, taina ta, ni sărutare-ți voi dacă Iuda. El ia Sfintele Taine și apoi bea sau înjură. El ia Sfintele Taine și apoi desfrânează. El ia Sfintele Taine și apoi se judecă în tribunal. El ia Sfintele Taine și apoi dă în cap cu farul. El ia Sfintele Taine, dar îl hulește pe Dumnezeu și așa mai departe. Deci arată categoric că în om nu există prezența lui Dumnezeu. Deci putem noi să urmăm bisericii, putem să fim următori la toate posturile. Postul este un instrument. Unii consideră, zice, lasă, bă, are lucrarea adâncă dacă ai ști tu cât postește. Degeaba postește dacă răsuflă pe nări abur drăcesc. Nu postul. Spune Sfântul Vasile cel Mare destul de frumos. Zice, văzut am trup slăbănogit de post și rugăciune, dar plin de pată. Și am văzut minte vioaie și suflet sănătos. Adică, atunci când tu ești natural, atunci când tu ești autentic, atunci când tu ești ceea ce ești și cuvântul tău este da, și ce este da, este da, și ce este nu, nu, este nu, atunci Dumnezeu stă în tine și fără să postești. Biserica a rânduit arma postului pentru a ne deosebi de celelalte popoare păgâne. Miercurea și vinerea în cinstea patimilor lui Hristos, postul nașterii în cinstea tuturor prorocilor, sau cum mi se mai spune, a patruzecimii, în care noi postim în cinstea întregului neam iudaic, nu a jidanilor de azi, ăștia nu mai au treabă, s-au împrăștiat și Dumnezeu îi va aduna când va aduna risipirile lui Israel, ci în cinstea lui Moise, în cinstea lui Aron, a Maicii Domnului, a lui Achim și Ana, în cinstea dreptului Iosif, în cinstea prorocului Ilie și la tot ce vreți. Deci toți Sfinții Vechiului Testament, care și-au adus aportul la venirea Mântuitorului în lume, până la întruparea din Fecioara Maria, fie prin prorocii, fie prin semne, prin minuni, fie așa mai departe. Dar în același timp noi postim, pentru că cele vechi sunt o umbră a celei noi. Iar postul nu și-are decât și acel scop medical care l-am spus, o dezintoxicare a trupului de slănină, de carne, de lapte, de brânză și de ouă, cum spun medicii, vezi că ai și colesterol, vezi că ai dat și în hepatită, vezi că ai dat și în ciroză, sigur că o supra-solicitare a organelor interioare din sistemul digestiv duce la dereglare de metabolism. Și atunci este nevoie de post. Doar și doctorul îți dă regim. Regimul nu e altceva decât o dietă de post. Postul mare sau postul patimilor Mântuitorului Hristos, cum mi se mai spune, sau postul Paștilor, este cea mai mare sărbătoare creștină prin care, odată cu învierea lui Hristos, credința noastră nu rămâne zadarnică. Ce rost ar fi avut ca mii de sfinți, ce rost ar fi avut ca mii de mucenici, ce rost ar fi avut ca cei 70 de apostoli, cei 12 și toți ucenicii lor, deci alți sfinți apostoli și mărturisitori ai dreptei credințe, să creadă într-o fantezie, într-o minciună a unui stârv mort, aruncat sau ascuns sau furat.
Cum spuneau iudeii, dându-i bani să spună că l-au furat. Sau moarte aparentă, toate prostiile alea din dogmatică. Deci, ceea ce trebuie însă să ne rămână nouă clar și categoric este aceasta. Dacă Hristos a înviat și noi vom învia. Deci dacă Hristos a venit să propovăduiască lumina și iubirea și noi vom avea parte de lumină și de iubire. Și este categorică argumentul Mântuitorului Hristos când vine și spune, eu am venit ca oile mele să aibă și să aibă viață din belșug. Deci avem întâi o viață trecătoare pe care în Evanghelia Sfântului care s-a citit azi ați văzut. Ce câștigă omul dacă își câștigă lumea? Poți să ai asfalturi, poți să ai coloană de mașini, poți să ai cecuri, carduri, bănci, poți să ai tot ce vrei. Închipuiți că n-ai avea zile și sănătate, nu te-ai bucurat de ele. Închipuiți că n-ai avea putere sau ai fi handicapat mental, trupește sau cum vrei. Ce ți-ar folosi? De aia și spune, zice, ce-i folosește omului dacă câștigă lumea și sufletul și îl pierde? Și iarăși în panta cealaltă. Ce poate omul în schimb să dea pentru sufletul său? Deci cel ce ți-a dat viața, evident că îți va cere, deci evident că îți va cere socoteală cum ți-ai petrecut-o, exact ca și un patron într-o întreprindere când te pune într-o funcție și apoi îți cere socoteala celor împlinite sau neîmplinite. La fel și acest examen de licență, adică trecerea din viață la viață, pentru că nu se mai cheamă moarte și mereu spun de fiecare dată, și constat că noi creștinii totuși avem un tipic al nostru. Deși știm că moartea nu este o catastrofă pentru creștini, știm categoric că este întâlnire cu Dumnezeu, avem acele comportamente ciudate. Adică când bocim aiurea după morți, ne ieșim din fire, ne sărim din calm, ieșim din rostul firesc al lucrurilor, urlăm, izbim, trântim, facem fel de fel de tradiții și paratradiții de acestea în urma mortului, de lumea să strânge, nu ca să vadă cortegiul unui mort, sau să asculte predica sau slujba mormântării. Ai zice cu mătră să văd cum plângea noră sa. Ia să văd fiică să-i pare rău după masa. De-aia să vedem ginerii plâng, de-aia să vedem vecinii le pare bine, de-aia să vedem ce-a mai dat de pomană. Astea sunt niște chestii trecătoare care nu valorează la nimic. Ori o plânge fiică sau ori o plânge noră sau ori o plânge soră sau ori o plânge mamă sa. Trupul acestui sfânt a stat între două pietre neplâns de nimeni decât de valul apei care făcea clipocitul pietrelor și adierea vântului și căderea frunzelor și pietrișul purtat de apă, care era o melancolie permanentă a stării trecătoare acestei lumi, cum mai spune și Eminescu în poezioara lui, și peste toate orice ai spune, până la urmă o lopată de țărână să te pune. Și iarăși mai departe, tot la fel, deci mergerea spre nemurire, deci mergerea spre veșnicie, mergerea spre întâlnirea cu Dumnezeu, care nu este decât o întâlnire frumoasă și plină de lumină. Și cine a citit de atâtea ori Drumul Sufletului sau Vămile Văzduhului, ați văzut cât de frumos atunci când iese sufletul din trup și își ia calea veșniciei, deci din clipa pecetluirii gropii de către preot cu hârlețul, și în clipa ultimului parastas pământesc, cum se spune, că trupul este încă pe buza gropii și apoi se lasă în mormânt, deci trupul iese și rămâne în compunerea lui chimică, carbon, hidrogen, și se desface acolo și îl mănâncă viermile, îl coșcovește șobolanul, iar sufletul se duce în ceata sfinților. El nu mai își pierde vremea cu lucruri trecătoare. Îl ia îngerul păzitor, îl iau alți îngeri însoțitori și pleacă cu el la Dumnezeu, după cum arată mărturia și acelui șapatericul egiptean și cum arată și mărturia dogmatică a Sfintei Scripturi și zice că se săvârșise Ava Amon și un bătrân, deci Antonie, marele astru al pustiului, vedea cum vine sufletul să se închine și le spune fraților, zice, închinați-vă că, zice, a murit Amon din Nitria. Era 3000 de kilometri distanță. Și zice, acum închinați-vă că sufletul lui se suie la cer. Ei, ca să ajungem la această vedere duhovnicească, ca să ajungem la această vedere înaltă a tainei vieții viitoare, care este firesc. Așa cum eu acum aș vorbi ce vorbesc eu, nu înțelegem noi și nici eu nu înțeleg, eu vă spun. Pentru că e greu de priceput cu mintea și de prins cu ochii, adică cu acești ochi care nu văd decât banul sau mâncarea sau haina sau straiul sau covorul sau casa sau ce e în jurul nostru, trebuie să trecem la acea vedere duhovnicească despre care spune Petru Damaschin în Filocalea 5. Adică omul trebuie să iasă din
iezărul acesta al trupului și să intre în starea de libertate a sufletului. Adică când sufletul se mișcă în voința lui liberă, se mișcă după principiile dumnezești. Și atunci sigur că noi vom înțelege prezența Îngerului Păzitor, cum mi-a spus odată cineva frumos, un bătrânel care astăzi nu mai există, zice, părinte, eram în război, o taină foarte frumoasă, a murit, era de prin Valea Lupului. Eram la cotul Domnului, zice părinte, și aveam la mine o cărticică, mi-aș arătat-o, a venit cu ea, că cu ea aș îmbătrâni. Zice, aveam cărticica asta și citeam acatistul, zice, Maicii Domnului, în timp ce bombarda. Și deodată, zice, mi-a venit ideea să fug, că dacă o să cad un proiectil lângă mine. Și am simțit cum o mână mă apasă și îmi spune la ureche, stai aici, vrei să mori? Și zice, am stat acolo, iar după o jumătate de oră de bombardament, din 2000 de oameni, au mai rămas 14 vii. Ei, gândiți-vă la prezența Îngerului Păzitor, care în clipa rugăciunii lui, deci în clipa când el se ruga, l-a apăsat pe umăr, stai pe loc. Pentru că gândul vrăjmașii spunea, ei, pleacă, mută-te tu de acolo. Ei, tocmai așa este și în viața noastră. Deci noi nu ne dăm seama de puterea cea duhovnicească în care Dumnezeu lucră în viața omului sau este în măsură să vină să se implice personal. Dar Sfinții Patericului arată categoric. Și cei lepădați de lume, dacă nu știu să se lepede de lume la modul categoric, degeaba s-au lepădat de lume. Noi trăim în mănăstire, în haină neagră, în camilafcă, în mante, ne luăm metanii lungi cu serafim, cu heruvim, pantofi de lac și nu știu ce. Dar nu acestea ne duc pe drumul cel veșnic. Și se obișnuiește, și am văzut această tradiție, chiar și la moartea călugărilor. Vai, dar i-ai pus perimanul, vai, dar i-ai pus crucea, dar i-ai pus cămașa de la călugărie, vai, dar i-ai pus lumânarea mână. Poți să nu-i pui nimic, poți să-l legi într-un sac de nylon și să-l bagi sub arătură, dai cu brazda peste el. Nu acestea contează, sunt numai niște rituri și niște simboluri. În clipa când tu ai ajuns la starea înaltă și desăvârșită, și în clipa când omul cel vechi de lângă tine moare sub farfeca călugărească și spune să tunde robul Dumnezeu monahul cu tare, omul cel vechi a murit. Deci nu te mai interesează cuta hainei sau gunoiul de pe marginea tiviturii sau ruptura cămășii sau nespălarea pantofului sau celelalte. Astea devin trecătoare. Deci rămâne omul cel lăuntric care în simbolul duhovnicesc al desăvârșirii creștine, în clipa când îi pune foarfe cu păr, îi taie orice patimă. El a murit. Nu mai curvește, nu se mai lăcomește, nu se mai mândrește, nu se mai trufește, nu se mai mâine, nu se mai iuțește, nu se mai enervează, nu se mai supără, nu mai lovește. Deci, iată unde trebuie să ajungă desăvârșirea acelei lepădări pe care Sfântul Dimitrie a făcut-o în pustie, nascuns în taină și în dragoste de Dumnezeu. Dar în clipa când i-a pus perimanul și mantia și celelalte, deja l-a îmbrăcat în toate celelalte călugărești. Haina veseliei este deja o haină nouă despre care la nunta fiului de împărat se spunea, tu haina ta nu-i de nuntă. Ei, această haină nouă, albă, cămașa aceea de călugărie, care tu în clipa când ai luat-o ești înger pământesc. Înger în trup ca și Ioan Botezătorul. Cel mai mare om născut din femeie, dar noi cei mai mari oameni născuți din farfecă. Adică din Duhul și cuvânt, din Duhul lui Dumnezeu și din cuvântul preotului sau acelui care te tunde sau te înalță în această treaptă. Ei, ori această desăvârșire abia atunci își are autenticitatea smereniei în ea când tu într-adevăr faci faptele smerenie. Atâta timp cât tu faci ceea ce crezi sau ceea ce vrei sau ceea ce îți place sau ceea ce îți convine. Și noi știm lucrul acesta și este și văzut de oameni, deci nu mai este ceva de ascuns. Călugărași pe toate cărările, călugărițe pe toate drumurile, și în tramvai, și pe stradă, și la bâlci, și la talcioc, și la piață, și la gară, și la magazin. Unul colectează, unul propovăduiește, unul nu știu ce. Ei, deja despre aceștia Sfântul Ioan Gură de Aur spunea așa. Zice, acesta în eparhia sa rânduise trei lucruri. Călugării să-și adă numai în mănăstire și să-și caute numai din deletnicirile duhovnicești, iar cei care erau prinși în afara mănăstirii cu treburi fără binecuvântare, erau pedepsiți cu zile lungi și aspre de post, iar dacă nu se pocăiau, erau excluși și aruncați ca nu biserica să se facă de râs. Ei, cam același lucru trebuie avut în vedere și astăzi,
Deci ca biserica să nu se facă de râs. Pentru că de aceea să ajunge până acolo unde spune, zice, ai mai termino-și cu mănăstirile, las că știu eu multe. Ai mai termino-și cu călugări, că știu eu destule. Ai mai termino cu maice, lasă, nu-mi povesti tu mie, să-ți spun eu ce știu eu. Ei, toate aceste spuse, auzite, întortocheate, toate aceste amănunchiate la un loc, sunt exact neglijența duhovnicească a acestor meniri înalte despre care Mântuitorul a spus. Cel ce vine după mine să se lepede de sine. Deci în clipa lepădării de sine, tu nu mai lăcomești, tu nu mai viclenești, tu nu mai zavistuiești, tu nu mai ești luptat de iubirea de argint, de lăcomie, de desfrânare și de celelalte. Deci tu ești omul cel nou care stai de strajă la porțile credinței și atunci când satana vine și suflă cu văzduhul pustiirii, deci vine și aduce necredință, ateism, război, necaz, scârbă, tu trebuie să stai și să mângâi. Tu trebuie să stai și să mângâi. Și într-adevăr, cuvântul lui Moise Arapu era un cuvânt de înaltă înțelepciune duhovnicească. Spunea Moise Arapu, zice, la vremea din urmă, zice, călugării se vor deprinde cu lucrările mirenești, iar mirenii cu lucrările drăcești. Adică mirenii oamenii creștini. De ce cu lucrările drăcești? Numai dracul lucrează păcate. Și dacă omul nu se pocăiește și nu se spovedește și nu se împărtășește și nu se roagă, deci trece în lucrarea cea drăcească, adică trece la săvârșirea faptelor satanice. Și nu trebuie să vină satanismul sau muzica rock să ne învețe pe noi, cum să spun, arta diavolească. Ci o practicăm noi singuri. N-are voie satana. Știți voi acea istorioară frumoasă, repetată de mii de ori. Sta dracul și se scărpina pe burtă, undeva tolănit pe o cetate, undeva pe un acoperiș. Și trecând Sfântul Macar Alexandrinul, și faci nenorocitul de acolo. Veghez ca nu cumva vreunul din cei căzuți să se scoale. Păi zice, cum așa? Păi zice, foarte bine. Zice, toată cetatea e în mâna mea. Păi și cum ai reușit? Păi i-am supus cu răbdare pe fiecare câte unul. Păi și acum ce faci? Ce rost mai ai pe aici? Dar dacă cumva unul se îndărătnicește și se rădică, nu trebuie să stau să-l plec din nou? Și ia ca tu vii și te spovedești, dar vin alții 10-20 împrejur și spune, hai băi că ai luat o razna, tu vezi că te-ai rătăcit. Ce atâta rugăciune, ce atâta biserică, ce atâta post, ce atâta cutare. Să vede, ori ești bolnav, ori du-te și-ți fă un control. Ei, tu deja ai memorat și ai zis, băi, dacă ăștia toți spun că eu am luat o razna, gata cu biserica. Și iar te-a băgat sarsailă la fund, pentru că mergând la o altă mănăstire în cetate, pe când era Sfânta Liturghie, dracii stăteau batalioane, ca ciorile. Și că ce faceți nenorociților aici, întreabă pe unul? E Sfânta Liturghie, zice, și ne chinuim să le luăm trezvia minții. Deci iată ce făceau dracii, deci iată ce făceau dracii, acolo unde se săvârșea Sfânta Liturghie. Pe unul trebuia să-l muște purecii, pe unul trebuia să-l doară genunchii, unul avea de scârțit ușa, unul trebuia să trântească o lumânare, altul trebuia să scârțe o strană, altul trebuia să-l întrebe pe celălalt câte-i ora, dar fiecare drac avea lucrarea lui. Și dacă a putut să-i corupă și a putut să-i dărâme, degeaba au stat în biserică. Ori acest cuvios Dimitrie Basarabov, pentru că este vorba de un cuvios, este modelul autentic și absolut al nevoitorului care trăia Sfânta Liturghie în intensitate. Mănăstirile uneori fac o greșeală. Ea nu este o greșeală de spirit, ci este o greșeală de tipic. Uneori liturghia devine obligatorie și necesară. Dar pentru că este obligatorie și necesară și se impune în viața creștinului sau a călugărului sau a fratelui sau a rasoforului, tocmai de aceea satana vine și îi aduce acel război cumplit, ca el să șadă la liturghie într-o totală nesimțire. Plictisit, cât mai este, cât mai ține, dar nu s-a terminat, dar pe unii vii la Tatăl nostru, îl mai ia o durere de cap, îl mai ia sete, îl mai ia plictisala, nu mai vede la strană, mai citește pe sărite. Deci, tocmai un lucru care se face la repetare, la minus infinit, și se face fără trezbie, devine obicei. Și de aceea spunea Mântuitorul, și frumos Sfântul Ioan Gură de Aur, spunea în Hristoitea, zice, legile devenit au obicei, iar obiceiurile devenit au lege. Deci noi atunci când ne însurăm sau ne cununăm sau ne rugăm sau ne spovedim, avem grijă să mergem spălați, îmbrăcați frumos, civilizați, cu bani în buzunar, cu tot ce trebuie. Dar tocmai ceea ce este mai important, aia negăm. Spunea odată frumos într-o discuție, zice,
Ei, zice, mie soacră mea bătrână, zice, da slavă Domnului, că zice, poate să moară și mâine, că-s pregătite. Podurile le-am luat, făină de colaceam, haine, scriu, zice, ai făcut. Parcă asta rămăsese cel mai important. Dar n-a spus, este spovedită și împărtășită. A, nu, că nu le are cu credința. De 20 de ani a fost pe la biserică. Iată ce pregăteală duhovnicească avea betul creștin. Deci, ori Sfântul Dimitrie Basarabov nici nu l-a interesat ce va fi cu trupul lui, cu podurile lui, cu pomenile lui, cu lumânările lui, cu parastasele lui, cu stâlpii lui și cu hainele și cu lada lui de sicriu. S-a băgat singur acolo, exact cum face cal în lept. A făcut o gaură în stâncă, acolo între lespe s-a băgat și acolo i-a fost duhovnicesc cu sfârșit, până ce Dumnezeu l-a readus lumii. Deci el a fugit de lume din smerenie, iar lumii Dumnezeu l-a trimis din adevăr și dreptate. Deci acei sfinți afișați, sau acei sfinți, ca să spunem eu, publicați, sau acei sfinți, foarte frumos spunea odată Părintele Stăniloae într-o carte, zice, noi teologii de astăzi, în Iisus Hristos, restaurarea omului, mi se pare. Zice, noi teologii de azi căutăm să îmbogățim cuvântările teologice și eseurile teologice cu cuvinte sofisticate, crezând că îmbogățăm biserica. Nu e adevărat. Biserica este apărată de puterea Duhului Sfânt și oricât de sărace ar fi cuvintele, mântuire sau iertare de păcate, ele și-au același fond. Deci, în clipa când am spus că tu ești mântuit, nu mai este nevoie să spun că tu ești sfânt, că ești elevat, că ești smerit, că ești cutare, ești sfânt. Iar când am spus că ești iertat de păcate, nu mai contează acele sofisme religioase sau teologice din care vrei să arăți că penitentul este într-o stare de altruism și nu știu ce. Deci, este iertat de păcate. Ei, aceste cuvinte sărace, pline de bogăția Duhului, de fapt sunt esența întregului trup al bisericii. Iar când căutăm noi să facem acea sfințenie parafrazată, și cred că ați avut ocazia la nenumărate mormântări cât ați participat în viața dumneavoastră, să vedeți câte predici pompoase se țin la moartea unui om și câtă laudă și câtă slavă se aduce și câtă cutare, chiar cum citeam undeva într-o carte, nu contează titlul cărții, zice, eu cred că după asemenea fapte poate fi considerat sfânt. Ei, când ajungem noi să ne considerăm sfinți, înseamnă că nu mai suntem sfinți. Pentru că sfinții nu știau că sunt sfinți. N-a spus niciodată sfinții în rugăciunile lor, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine sfântul și smeritul. Ci a spus așa, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Deci Sfântul știa că încă din viață, iubindu-L pe Dumnezeu și vorbind cu El în Duh, El este încă păcătos. Trecea, se spune, sufletul lui Ava Sisoie din vamă în vamă și de la fiecare vamă dracii spuneau, zice, te-am scăpat. Încă nu. Încă s-al vostru. Gândiți-vă. La altă vamă, dracii iarăși amenințau, te-am scăpat, nenorocitului. Încă nu. Încă s-al vostru. Iar când a ajuns la ultima vamă și Hristos i-a întins mâna să intre pe poarta împărăției, s-a întors în spate și a spus, de-abia acum am scăpat de voi și nu mai sunt al vostru, sunt al lui Hristos. Ei, ori până a fi noi al lui Hristos, citiți-l numai pe cuviosul Siloan, acea carte frumoasă, Iadul deznădejde și asmerenie. Citiți-l acolo pe cuviosul Siloan, care într-o clipă vorbea cu Dumnezeu, în extaz și în rugăciune înaltă, și în aceeași clipă, automat, îi venea deznădejdea că nu există Dumnezeu și, de fapt, cui să roagă. Deci, iată cum sunt aceste valuri ale Duhului Sfânt în raport de înălțarea inimii de care noi nu ne dăm seama. Noi, de obicei, în general, suntem învățați și cred că ați văzut lucrul acesta și l-am constatat pe pielea mea, eu. În clipa când cineva îți spune ceva de rău, chiar dacă ești tu bun sau nu ești bun, sau ești mai puțin rău decât te-a făcut ăla, ai o tendință de jignire interioară. Adică ai o tendință de răzvrătire sufletească nemanifestată în afară. De ce totuși a spus lucrul ăsta dacă eu nu i-am făcut nimic? Ei, sfinții au depășit acest lucru. Și noi trebuie să-l depășim. Ori dacă ești în societate, cred că ați văzut o întâlnire dintre un bărbat și o damă, un director și o ingineră, sau, mă rog, un medic și oarecare persoană,
cu sărut mâna, ce mai faceți, curte, vorbe frumoase, talent, mersuri curvești, săltări de alea mizerabile, știu femeile și bărbații cum să se prostească când vor să facă pe grozavi. Dar nu vine cineva să spună bună ziua, Doamnă, uite pentru ce v-am căutat, dacă se poate să mă ajutați, dacă nu, bună ziua. Ei, aceste cuvinte în plus cu care noi ne derogăm personalitatea sau credem că o alimentăm în rău, sunt de fapt cuvinte deșarte pentru care vom da răspuns la judecată. Sunt acele cuvinte grele pe care din întâmplare uneori se întâmplă să le mai arunci unor creștini și ei după aceea, după colțuri, să discute, zice. Nu știu ce ești cu popa ăsta, zice. Cred că ceva nu-i bine la el, zice. Are un stil, așa zice, repezit și îți vorbește, așa zice, de la distanță. Nu-i sufletesc, dar ce vrei să fac? Să te țin în brațe, să te bag în sân, să te scarpin în cap? Ce să-ți fac? Roagă-te, închină-te, spovedește-te, postește, vino la biserică, plângeți păcate, și constă basta, suntem prietenii lui Dumnezeu, și tu și eu. Deci, nu se obișnuiește acea scărpinătură în șale, care nu o ne face bine. Ai văzut un animal când îi îmblânzești, calul bați pe gât, câinele îl scarpină între urechi, pisica o mângâi. Ei, noi creștinii nu admitem așa ceva. Deci, noi trebuie să fim oamenii serioși ai Duhului, care nu admit această, să spunem eu, alintătură. Sfinții nu se alintă. Sfinții sunt plini de zel. Sfinții sunt plini de seriozitate. Sfinții sunt plini de adevăr. Adevărul se citește pe fața lor din faptele lor. Dacă el a postit 40 de zile fără pâine și fără apă, dacă el a vindecat îndrăciți numai prin semne, cum spune la Ava Visarion, că mergea pe calea pustiei și un om a venit și a spus, zice, caut pe Ava Visarion. Nu știu unde este curvarul acela, nu-l mai căuta, că nu-i la noi în schid. Și vorbea cu el însuși. La care cei din schid îi spun, zice, vezi că ai vorbit cu el acum, adineauri. Păi zice, eram bolnav și îl rugam să mă tămăduiască. Păi zice, te-ai și tămăduit, nu vezi că nu te mai doare nimic? Deci era un mod cu totul ascuns de a lucra o faptă bună fără a se face publicitate sau a se face acea frăzărie fără sens. Sau când se venea la Sfântul, cum spune mai departe, la Pimen, care era foarte aspru și era un sfânt al pustiului, un cuvios. De ce amintesc aceste lucruri? Spune Anacatist, bucură-te cu Grigore de Capolitu, bucură-te cu Amon și cu Antonie, bucură-te cu Eftime și cu Teodosie, îi spunea Sfântului Basarabov. Ei, ori tocmai acești sfinți ai pustiului, cum de pildă Ava Panvo. Ava Panvo era un om care nu râsese niciodată în viața lui. Și nu că nu râdea pentru că nu iubea zâmbetul, pentru că și Dumnezeu zâmbește. Și de ce zâmbește Dumnezeu? Se bucură de facerile noastre de bine. Nu că îi trebuiesc, ci că vrem să le facem ca o recompensă a bunătăților care ni le dă și îi arătăm respect. Așa cum o mamă când copilul îi se scoale de la masă și zice, mamă, sărumâna, așa și Dumnezeu vrea de la noi în acel sărumâna, Doamne, pentru binefacerile făcute. Și atunci Ava Pango era foarte serios în ale călugării, era foarte sobru. Venind ucenicul din cetate, la un moment dat îi spune, zice, Avo, zice, noi pierdem vremea în deșert, aici am pustie, zice, tu să vezi ce obiceiuri frumoase sunt în cetate, dar ce ai văzut, fiul meu, acolo, zice, de ți-ai lipit inima atât de tare? Păi zice, Avo, să cântă tropare, să cântă condace, glasuri, am văzut mâncări, mese întinse, zice, oamenii se veselesc. Da, fiule, zice, au lăsat hrana cea tare a Duhului, și au luat obiceiurile lumești. Dar noi nu suntem ca ei. Noi ne-am lepădat de lume. Astea-s pentru ei. Și zice, de ce le-a îngăduit Dumnezeu pentru ei? Le-a îngăduit ca prin aceasta să-i poată atrage la adevăr, dar câte puțin. Pentru că, zice, și pasărea când se prinde la momeală, nu se pune momeala goală, zice. Se pune în momeală mâncare ca pasărea să intre și apoi să cadă. Zice, așa și Dumnezeu își atrage sufletele. Printr-o vorbă bună, printr-o cântare frumoasă, printr-o mâncare, printr-un cuvânt. Deci, pentru fiecare stare de spirit este o nevoie de o anumită stare de lucrare. Și unii din călugării mai sporiți și îmbunătățiți obișnuiesc uneori să spună, eu n-am nevoie să citesc la strană și să cânt, că uite ce spune Ava Panvo. Ava Panvo nu defăima cântarea și citirea la strană, ci arăta că cel ce a ajuns la rugăciune de har cu rugăciunea lui Iisus, nu mai are nevoie de cântarea stranei, pentru că lui îi cântă veșnic îngerii.
Lui cântă permanent mintea pe Dumnezeu, întorsul respirației. Vine călugărul la tine și te obosește și te plictisește. Părinte, cum să bag eu, zice, rugăciunea pe respirație? Dar ce, tu bagi rugăciunea sau ea vine? Ce, tu comanzi rugăciunea sau ea te comandă pe tine? Zice că eu am încercat să bag, zice, o bucată când inspir, o bucată când expir. Când rugăciunea va deveni respirația sufletului tău, tu atunci te rogi. Când atâta timp cât tu urmărești plămânii cum trag sau duc aerul înapoi sau îl dau afară, tu nu te rogi, tu faci exerciții de respirație. Dar în clipa când mintea ta deja se roagă uitând că tu respiri și ea este într-o stare de plăcere înaltă duhovnicească, de-abia atunci respiri rugăciune. Și atunci rugăciunea a intrat pe respirație. Sfinții stăteau cu bărbia în piept? Nu! Pentru că nu putea să se uite cu ea pe pereți. Ci este starea de smerenie despre care spune Efrem Sirul: omule, privirea în jos la pământ, că din pământ ești făcut și în pământ vei merge. Deci, acea bărbie în piept nu era starea de smerenie cu care te întâlnești cu călugru blăgușluiți. Da, nu-i starea de smerenie, asta e de prostie. Starea de smerenie este aceea a omului senin și deschis, a omului pașnic și corect, cum spunea Sfântul Antonie, că venind vânătorul și găsindu-l că dădea fesul cu piciorul de-a dura, zicea, avo, zice, dar ce e aceasta? Zice, la tine se întâlnesc lucruri de genul acesta? Și atunci Sfântul Antonie foarte frumos îi spune, dă-mi un pic arcul cu care vânezi păsări. Și a luat arcul cu care vâna păsări și l-a întins și l-a întins, la un moment dat vânătorul îi spune, te rog să nu mi-l rupi. Ei, dacă arcul tău se rupe și sufletul lor cedează dacă se stau într-o intensă încordare, ci trebuie să ne mai purtăm, zice, în firea noastră și în cea omenească, zice, că încă mai purtăm trup. Deci, atunci când zâmbești sau când vorbești sau când ești politicos sau când răspunzi cuiva frumos sau îi faci un act de caritate sau de ajutor sau îi dai un blid de mâncare sau îi duci o sacoșă sau îi deschizi ușa la un tramvai sau asta nu înseamnă că tu te-ai smintit. Înseamnă că erai smintit. Înseamnă că tu ai făcut un gest de iubire față de aproapele despre care Mântuitorul spunea foarte frumos. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar dacă tu, monah, ai fi fost cu două bagaje undeva la sute de kilometri și cineva a oprit și te-a luat cu mașina, de ce te-ai suit în mașină? Nu te-ai smintit? Nu, că te ducea pe tine. Dar dacă ești tu monah și stă o femeie cu două bagaje și trebuie să o duci până acolo, păi nu mai duci, că te smintești. Deci sminteala este în favoarea ta când este nevoie, iar nu-i mai în favoarea ta tot când ție ți este nevoie. Deci trebuie să fim monah și la modul figurat și la modul propriu. Ori suntem monași cu Duhul la totala desăvârșire și nu mai mâncăm pâine împletită de femeie, nu mai bem apă scoasă de femeie, nu mai mâncăm mâncare făcută de femeie, nu mai purtăm haină țesută de femeie, ori atunci le iubim și ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Deci sunt niște lucruri reale peste care Dimitrie Basarabov n-a uitat că trebuie să iasă din pietrele stâncilor și ale apei și să șadă în Catedrala Patriarhală București și să-l atingă și o desfrânată, să-l atingă și un bețiv și un curvar și un hoț și un afacerist și un negustor, că sfinții și ei se pot sminti. De pildă, Dimitrie, izvorătorul de mir, văzând răutățile poporului, a plecat pur și simplu din raclă. Deci a fost absent. Ei, ori Dimitrie Basarabov suportă întreaga nebunie a tineretului și a oamenilor și a necredincioșilor și în același timp Sfântul rămâne Sfânt prin ce? Prin autenticitatea vieții lui. Deci marca care se pune pe sau ștanța duhovnicească pe care Dumnezeu o pune asupra unui Sfânt nu mai pot denigra oamenii sau nu mai pot strâmba oamenii. Ea rămâne aceeași întotdeauna. Dar Sfinții nu sunt Sfinți în viață, ci Sfinții sunt Sfinți după moarte. Așa spune francezul, cine crede că este Sfânt este bestie. Noi vom fi sfinți când vom închide ochii și vom spune, Doamne, în mâinile Tale dau Duhul meu. Atâta timp cât chem 50 de doctori la pat, atâta timp cât mai chem 60 de sfătuitori să mă învețe rețete și fug de moarte ca de screeratul, înseamnă că încă nu-L iubesc pe Dumnezeu. Sfinții erau aceia care spuneau, Doamne, cât vom mai sta în sacul acesta de lut? Sfinții erau cei care spuneau, Doamne, cât ne mai ții în calvarul acesta întunecat? Și sfinți erau care spuneau, zice, Doamne, fie în toate voia Ta. De ce v-am spus aceste lucruri? Sunt niște lucruri mărunte legate de Sfântul de astăzi,
ca să înțelegeți pentru dumneavoastră, o mână de oameni care sunteți de față, că starea de cuvioșenie nu este o stare de poză. Starea de cuvioșenie nu este o stare de afișaj. Îmi iau tânării metania după mine, pun capul în jos și îmi pun cabou și eu sunt în stare de cuvioșenie. Aceea este stare de lipsă de perseverență și este stare de lipsă de seriozitate. Sfinții erau atât de sfinți încât prin vorba lor lucra harul. Când spuneau un cuvânt, se făcea minune. Când dădeau o sentință, se împlinea. De exemplu, se spune că odată, nu mi-aduc aminte în viața cărui sfânt, dar foarte frumos, am citit de dată recentă. A primit o palmă, respectivul sfânt, și nu s-a supărat. Și a spus, zice, ăsta peste puțin timp va muri. Și într-adevăr, nu peste puțin timp, acela a murit de o moarte groaznică. Mi se pare că de nu pe la Starțul Leonid sau Gavril. La alt sfânt, Sfântul Serve, a venit o desfrânată și s-a împins intenționat în el, că era tânăr și frumos. Și tot ea cu gură se duce la Sfântul Stareț al lui Episcopului și îi spune, zice, păi zice, ce fel de sluge ai, zice, a vrut, zice, să mă batjocorească ziua mare în stradă? Sfântul nu s-a apărat. Deci am spus, noi n-am dobândit acea stare sufletească când suntem vorbiți de bine sau de rău, să nu mai reacționăm interior, să fim ca pietre, ca un mut ce nu vorbeam, ca un surd ce n-auzeam, David la Psalm. S-au pus am strajă gurii mele înaintea dușmanilor mei, la fel Duhul Sfânt în Psalm. Și Sfântul este chemat de episcop și îi spune, zice, nenorocitule, cum ai îndrăznit să faci asta? Blagoslovește și mă iartă. Și ca drept pedeapsă l-a băgat în niște necurății acolo și l-a pus să șadă 3 zile. Dar în timp ce el stătea acolo, cânta. Domnul este ajutorul meu, nu mă mai teme ce va face nouă oamenii sau diavolii, că tu cu noi ești, cânta cântarea aia frumoasă a tinerilor de la Babilon. Și în clipa aceea, cine credeți că intra în ogradă? Intra aceea desfrânată, îndrăcită. Și striga cât putea, serve robului Dumnezeu, nu mă arde, serve robului Dumnezeu, nu mă arde. Și se spune, și se spune pe mai departe, că zice, în clipa când episcopul a văzut atâta act de smerenie la el, a spus, și de ce nu mi-ai spus că nu ești vinovat? Zice, am gândit că este inutil să mă pun împotriva voii tale de vreme ce ești mai mare decât mine. Și am lăsat să lucreze Dumnezeu. Dar iată Dumnezeu cum a lucrat. Ei, ori atunci când noi primim o palmă și ne pretindem, Domnule, dar cum ai îndrăznit să lovești pe preacuviosul cu tare? Nu mai suntem sfinți. Deja noi pozăm a oamenii care suntem infailibili și nu merităm atinși. Ei, dacă Dumnezeu a rânduit ca tu să-mi tragi o palmă și să fii necredincios, frumos ar fi, deși nu putem, să întoarcem palma, obrazul, să o luăm și pe cealaltă. Pentru că la Sfântul Antonie, când au venit ucenicii, discernerea duhurilor era foarte înaltă. Zice, eu știu Scriptura pe de rost, nimic nu știi, ai împluvă-ți Duhul de cuvinte. Primește-o caraca cinstea, nu poți să o primești, du-te că n-ai învățat nimic. Vin iarăși sfinți, iarăși vin ucenicii din nou, doi vorbesc și unul ascult. Și al treilea, care era mai desăvârșit, zice, dar tu nu întrebi nimic? N-am numit de ajuns ce le-ai spus celorlalți doi, mă duc să fac aceasta. Deci iată câtă înțelepciune. Pentru omul care este duhovnicesc, nu trebuie să vorbești o săptămână. Pentru omul duhovnicesc, o vorbă îi spui și el înțelege. O spovede jumătate de oră, o sfătuiește un ceas, vorbește o oră la predică și când să te desparți, blagosloviți preacuvioase, un cuvânt de învățătură. Corectează-te că ești idiot. Ce să-i poți spune altceva? Deci, dacă tu o oră ai ascultat și încă îți mai lipsește cuvânt de învățătură, mă întreb pe celelalte le-ai pus în practică sau le-ai și uitat. Pentru că se spune că în vețile sfinților, nu știu din ce carte, dar oricum din tradiția bisericii, se spune că un sfânt își repeta la minus infinit de fiecare dată aceeași predică. Și la un moment dat, vin respectivii oameni la episcop și îi spune, zice, în alt preasfinția voastră, nu vă supărați, acest preot ne-a scos din fire. De fiecare dată ține aceeași predică, la fel de lungă și de plictisitoare, la fel de lungă și de neterminabilă, și zice, noi ne-am ieșit din fire. Dragii mei, spuneți-mi despre ce vă spune. Păi nu știm. Mergeți și o mai ascultați în un an de zi. Deci, dacă tu nici nu știi ce s-a spus, atunci ce să-ți mai dau cuvânt de învățătură când tu ai uitat ce am vorbit? Iarăși venind sfinții,
patericului la Antonie după cuvânt de folos. Unul a zis așa, am venit după cuvânt de învățătură, tot într-o cuvioșie fiind. Zice, fraților, o cară o puteți primi ca cinstea? Nu. Dar dacă te lovește cineva peste obraz, poți să-l întorci și pe celălalt? Nu. Dar măcar poți să rabzi și să nu-i răspunzi nimic înapoi? Nu. Asta nu vreți, aceea nu vă place, asta nu se poate. Și îi spune ucenicului să le dea mâncare, că au nevoie de mâncare. Adică ce se întâmplă? S-au ostenit cu trupul până acolo și degeaba. Măcar sătui să meargă înapoi, că cuvintele de învățătură nu prinde ei. Ei, biserica creștină este tocmai biserica, cum spune Sfântul Ioan Casian, Sfântul Ioan Casian, cel mai mare, ca să spunem, sfătuitor sau destăinuitor a tainelor călugărești, spune că în mănăstirile lor din partea Palestinei, locul unde el își petrecea tot timpul culegând date informaționale despre monahi și stările de viață de acolo, zice că atât de aspre erau rânduielile și atât de dependente de lucrarea lăuntrica omului, că atunci când venea în mănăstire, era huiduit și ocărât și batjocorit. Era pizmuit de ceilalți, dar nu la modul răutăcios, ci pentru a încerca răbdare. Și spune, zice, atât de aspre era regula, că de n-ar fi avut egumen în voire, nu rămânea nimeni în mănăstire. Toți plecau după un an de zile. Dar, zice, când se vedea că încep să calce cât de cât în linia călugărească, atunci începea să le dea sfaturile necesare mănăstirii. Și ce spune Sfântul Ioan Casian? Atât de aspre erau, zice, că începând cu statul la poartă, cu batjocoritul, cu ocăritul, cu defăimatul, până la starea de post, până la cele mai înjositoare munci, unii plecau spunând, aici nu se ține cont de sfințenie. Ei, ori acolo unde se ține cont de sfințenie și de valoarea personală a omului, acolo nu se mai ține cont de lepădarea de sine și de harul Dumnezeu. Vai, zice, să aveți grijă că a venit cu tare mănăstire și are două facultăți, zice. Vai, zice, dar nu, dar eu vreau singur în chilie, nu, dar eu vreau, eu nu pot, eu am nevoie de program. Păi dacă ai nevoie de program, du-te, drag, acasă și îți fă program aici, faci ce fac toți. Dacă vrei preș pe jos plușat, du-te acasă. Dacă vrei mâncare bună, du-te acasă. Dacă vrei lux, du-te acasă. Dacă vrei singur, du-te acasă. De ce? Aici la mănăstire nu te-a invitat nimeni, singur ai venit. Iar dacă ai venit, te dai după regulile jocului. Aici joacă Hristos și cânti tu. Aici Hristos ordonă și tu execuți. În clipa când tu deja vii cu mofturi personale, fiindcă spune patericul egiptean, vă plictisiți, dar eu am timp. Spune patericul egiptean la un moment dat despre o istorioară foarte înaltă. Se auzea în pustie despre un călugăr îmbunătățit. Și un alt avă mai adânc și mai îmbunătățit decât el a venit să-l vadă. Și în clipa când a intrat la avă, a văzut jos un pat de scândură. Și s-a smintit. Când s-a uitat mai bine, a văzut și o rogojină. S-a smintit. Când s-a uitat mai bine, a văzut și un ulcior cu apă. S-a smintit. Când s-a uitat mai bine, a văzut și câteva fenice uscate într-o farfurie și s-a smintit de tot. Ce fel de avă e ăsta? Păi ăsta trăiește ca boierul. Celălalt, simțindu-l cu duhul, fiindcă nu le spunea pe față, ci le cugeta în sine, îl ia deoparte și îi spune, frate, uite ce este. Tu ce ai fost în viața ta civilă? Păi eu am fost cioban. Ție ți se cade în pustie să umbli desculți. Eu am fost împărat și am dreptul să port sandale. Fiindcă eu am lăsat porfira și visonul și am ajuns la sanda. Am făcut un pas duhovnicesc. Tu ce ai fost în lume? Cioban. Și pe ce dormeai? Dormeai pe o piele de oaie. Ei, eu mi-am păstrat această rogojină din acele paturi moi în care m-am îndeletnicit asta o viață întreagă. Pentru că n-am putut să fac trecerea deodată, fiindcă nu am încă atâta tărie sufletească în desăvârșire. Și la fel îi dă pilda cu patul și cu toate celelalte. Zice, dar cu smochinele? Zice, țin aceste smochine ca toți cât vor veni la mine să spună, dacă a fost împărat sărac, încă nu se poate înfrâna, n-are adânca lucrare. Și judecându-mă știe plata lor. Zice, și ție ți se cade de jos fiind, mai jos să te cobori. Iar mie mai sus fiind, jos să mă cobor. Deci celui care a venit la mănăstire din mofturi și din puf să se mulțumească cu ce este.
Iar cel care a venit dintr-o viață normală să se mulțumească cu ce îi se dă. Deci nu trebuie, aici vrea să se ajungă. Deci nu trebuie să se ajungă acolo unde în momentul când ai venit în mănăstire, tu încerci să-ți faci acea părere personală, domnule, dar eu mi-aduc de acasă, nu trebuie să-mi dea mănăstirea, mie mi-aduce de acasă și aduce de acasă rafturi de ciorap, rafturi de mâncare, rafturi de haine, perne, velniți, pături, saltele. Nu, frate, dacă ți-ai adus și casa la mănăstire, atunci du-te înapoi în lume. Pentru că era un pusnic în pustie și își primise ucenicul. Și ucenicul, nenumărate rânduri de N ori, ca să nu lungim mult subiectul, spune așa, Cavu, dă-mi voie să repară acoperișul, pleacă că nu te-ai făcut călugăr. La un an de zile iar se întoarce. Iar îl lasă să șadă în pustie. Avo, zice, dă-mi voie să repar gardul, pleacă că nu te-ai făcut călugăr. Iarăși la un an de zile, iarăși vine. Zice, dă-mi voie să repar ușa, pleacă că nu te-ai făcut călugăr. Păi nu m-am făcut călugăr. De ce spune el că nu m-am făcut călugăr? Și spune așa. Zicea, de ce tot spui tu că nu m-am făcut călugăr când eu vin cu dragoste curată? Cât te mai încrezi în banii tăi și în puterea ta, înseamnă că nu te încrezi în puterea lui Dumnezeu. Când mi-ai cerut acoperământ, zice, acoperământul tău este tatăl. Când mi-ai cerut gard, nădejdea ta este fiul. Și când mi-ai cerut ușă sau poartă, zice, cum este acolo, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, acoperământ, slavă ție. Deci e rugăciunea aia foarte ușoară care se spune, eu nu știu ordine, mi-a fugit din minte. Deci i-a dat mărturie că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt îi sunt și acoperământ și casă și masă și ocrotire și nădejde. Deci nu mai vii tu să-ți repari și să-ți faci, tu nu mai faci nimic. Tu ești mort, Ion a murit și dăinuiește Ioanite sau Vichente trăiește și Vasile-i mort sau Ghenade trăiește și Gheorghe nu mai este. Pentru că în clipa când ne întoarcem în mănăstire la lucruri lumești și în clipa când ne întoarcem în mănăstire la obiceiurile lumești, adică făcându-ne anumite voi personale, începem să greșim desăvârșit cum? Defăimând calea. Iar porunca a treia spune așa, cel ce ia numele lui Dumnezeu în deșert, vrednic este de ghienă. Deci cel ce ia numele lui Dumnezeu în deșert. De aceea Sfântul Antonie în discuție cu Satana spunea, sunt în iad călugări. N-au ce să caute călugări acolo, Antonie. Dar din ăștia cu haină ca noi, câți vrei? Ei, acest câți vrei arată că mulți din cei care vin sunt puțini aleși. Deci trebuie să înțelegem că această stare de cuvioșenie nu se câștigă prin citit, nu se câștigă prin vorbit, nu se câștigă prin inteligență, nu se câștigă prin diplome și prin facultăți, nu se câștigă cu nimic, ci este un dar de la Dumnezeu. Rugăciunea este un dar, sfințenia este un dar, harisma este un dar, minunea sau facerea de minuni este un dar, dar atunci când omul le folosește în scop dumnezeiesc. Se spune că unul putea să calce în foc și să lăuda tot timpul. Și Ava i-a spus, zice, fiule, te batjocorezi, dragi. Zice, să faci aceasta când va fi nevoie să-ți demonstrezi credința. Și venind prigoană în cetate, a spus, eu mă duc să-mi demonstrez credința. Și când i-a văzut pe păgâni cu săbii, s-a lepădat de Hristos. Și atunci s-a întors la Ava și când aproape s-a apropiat de chibie, Ava îi spune, zice, nu te apropia că ești întunecat, pleacă de aici și te pocăiește. Avo, dar să vezi cu tare că a fost înfricoșat, nu mă interesează, tu te pocăiești în groapa de acolo. Și s-a pocăit și după ani de zile a venit Duhul Sfânt înapoi la el și a luat binecuvântarea. Dar totuși, ca o stare de cuvioșenie cea mai înaltă și cu care vreau să închei, este aceasta. Trebuie să avem grijă de două lucruri. Odată cu intrarea în starea de cuvioșie sau în starea de călugărie, omul primește un dar incontestabil care nu se mai ia de la el până la moarte. Se spune că un popă idolesc, care vorbea cu dracii lui din zei, de acolo din capiște, s-a dus odată la acei draci să ceară învoială pentru fiică sa să se mărite cu un călugăr ce părăsise mănăstirea. Deci el plecase din mănăstire, cum se întâmplă, și azi gata, sănătate, să fiți sănătoși și eu plec în lume. Și dracii au spus așa, zice, îi dă-i voie să se ia cu fiica ta, dar numai dacă se leapă de în fața ta de Hristos. Și călugărul nebunea la lui și în aiurea la lui s-a lepădat. Zice, mă lepă de Hristos și de toți sfinții lui, sănătate să le fie.
S-a dus din nou popa idolesc și i-a spus idolului, de unde vorbeau draci de acolo din el. Zice, s-a lepădat. Tot să nu-i dai pe fiică ta, că darul lui Dumnezeu nu-l părăsește niciodată. Zice, dar de ce nu-l părăsește? Pentru că are Sfântul Botez. Deci, iată ce este. Și atunci când noi ne lepădăm de Dumnezeu, darul lui Dumnezeu este cu noi. Și atunci când noi ne lepădăm de fapte bune și devenim idioți, îndrăciți, îndobitociți în fapte rele, cu bună știință, nici atunci darul Dumnezeu nu ne părăsește. De ce? Pentru că Dumnezeu este iubire și nu răzbunare. Nici atunci Dumnezeu nu își ridică mila de la noi. Ce ar fi un bețiv în bufet să-l vezi că face scamatorii ca satana? Ar fi plină socola de îndrăciți. Ce ar fi un desfrânat când curvește să intre satana în el? Închipuiți-vă câtă milă și îndurare la Dumnezeu, pentru că ne suportă păcatele. Fiindcă cineva, din nou și cu asta cred că trebuie să închei, venise și a întrebat, zice, cât e de mare mila lui Dumnezeu? Și atunci răspunsul a fost acesta. Adună păcatele întregii lumi, de un an, din doi, din trei și din veacul veacului și vezi cât de mare este acest conglomerat de păcat care n-a reușit să biruiască iubirea lui Dumnezeu. Dacă acesta e nemărginit și infinit, cu atât mai mult iubirea lui Dumnezeu e și mai mărginită și mai infinită. Deci Dumnezeu nu ne părăsește niciodată. Și pentru că astăzi este, să spun eu, prilej de bucurie în țara românească și este patron bisericesc la Catedrala Patriarhală din București, să spunem și noi așa frumos, celor care îi cheamă Dimitrie sau Dumitru, să fie și sănătoși, și vrednici în credință și în fapte bune, să urmeze pilda acestor doi, dacă nu cuvioși și mucenici, măcar serioși, ca să spunem așa, iar să avem în casele noastre patronul și ajutorul acestor sfinți, Sfântul Dimitrie Basarabov sau Sfântul Dimitrie Izvorătorul de Mir, celor care poartă numele să fie icoana casei, ca să putem cânta acolo în ceruri când ne vom întâlni cu ei. Sfinte Dimitrie, roagă-te Dumnezeu pentru noi păcătoșii, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.